Știți, și pe mine mă doare uneori spatele. Doar că eu am un super mare avantaj. Când mă doare spatele, merg la taică-mă, pentru că taitul meu este chiroterapeut și este chiar aici, domnul Alexandru Pautov. Salut! Mă bucur că l-am și pe tata în emisiune. Mama a fost deja, urmează și fratele și am acoperit toată paleta. Tata, tu ești chiroterapeut. Poți să explici oamenilor cu ce te ocupi, ce faci? Chiroterapie, de fapt, nu este tratament, este o metodă de corecție manuală coloanei vertebrale. De asta mă cerți mereu, deci eu când mă doare spatele și vin la el, ce îmi zici? Că trebuie să fie făcut la timp și nu o ședință, pentru că efectul se acumulează în timp. Ok, ce faci concret în chiroterapie? Chiroterapie, de fapt, este metodă prin care se decontractă masa musculară pe lângă coloana vertebrală și după ce, prin anumite manevre corpului, se îndepărtează vertebra de vertebră și discul intervertebral, când este pregătit și are posibilitatea, se alunecă singur la locul lui. Aha. Deci nu reașez discuri. Ok. Discul singur găsește locul lui. Dar de ce se strâmbă el? De ce iese uneori? Uite, putem să arătăm pe modelul ăsta că discul ăsta, dacă apăs prea tare pe el, el o să iasă un pic afară. Da? Da. Ce se întâmplă atunci? Pentru că coloana este făcută în felul următor. Partea de rezistență este corpul vertebral și partea elastică, care permite mișcare în mai multe direcții, este discul intervertebral. Care e mai moale. Da. E un cartilaj. Nu e cartilaj. Este discul fibros, care la interior are un fel de gel care se numește nucleul pulpos. La fix cum e bucșa la mașină, care nu permite să dea metal în metal, dar bucșa este fixată, decât discul intervertebral are libertatea de mișcare cu una singură condiție, se întoarce la locul lui. Toate problema și toate durerile încep când discul s-a deplasat și nu s-a întors la loc. Pentru că în acest moment începe compresia pe rădăcină nervoasă. Aici vedem niște nervi, practic. Astea sunt rădăcile nervoase, da? Da. Care câte un pic, câte un pic se inflamează și începe să transmite impulsul pe mușchii paravertebrale. Aici e musculatura care îmbracă coloana vertebrală și, practic, ăsta se inflamează, mușchii se contractă și apare ca un cerc vicios care apasă și mai încolo discul. Da, și atunci se blochează, începe tăsarea și discul următor, compensatoriu, este împins pe partea cealaltă ca să fie păstrată geometrie corectă. Și atunci unul dreaptă, unul stângă, unul dreaptă. Eu tot timpul explic că nu există discopatie lombară. Dacă lombară, oricum ajunge până la cervical. Ok, zi-mi, cum vin pacienții la tine? Ce îi doare? Nu neapărat durere în spate. Pentru că, în afară de dureri de spate, contractura musculară aduce și probleme la circulație, mai ales în zona cervicală, când se contractă, pățește circulația intracraniană. Și atunci oscilează tensiunea intracraniană, ce aduce la dureri de cap, amețeli, insomnii, toate manifestările vegetative, genul palpitații, transpirații, stări de neliniște. E foarte interesant că vorbim despre dureri de spate, dar am văzut cum fasciile pot duce la dureri de spate și vedem cum durerile de spate sau problemele ale coloanei vertebrale pot duce la alte simptome pe care tocmai le-ai enumerat. Ce faci tu mai exact? De exemplu, când vii la tine, îmi faci un masaj, nu? Nu sunt masor. Ești masor, ok. Nu mă pricep la masaj. De fapt, e vorba de decontractat masa musculară pe lângă coloană care nu permite să le reașezi. În realitate e un masaj foarte profund pentru că e o tehnică prin care tu practic relaxezi foarte mult musculatura asta mai care mult e contractată. O zăpăcești, da? Și pe moment iese din contractură și atunci poți să îndepărtezi prin anumite manevre corpului și prin care troznești, practic faci niște subluxații ale coloanei vertebrale și ale vertebrelor și ele troznesc. Poc, 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 poc și vreau să zic că pleci de acolo efectiv drept. Zi-mi, te rog, e vreo poziție corectă în care putem să dormim ca să nu ne trezim cu durere de spate? Eu uneori mă trezesc dimineața cu durere de spate. Nu există. Din momentul când a apărut discopatie, nu găsești poziția. Primul simptom pentru orice om care are probleme cu spatele, când începe să caută perna sau altă saltea. Adică merge la magazin să-și caute o pernă sau o saltea? Pe internet, care pe aia începe să întreabă pe toți prieteni și, de fapt, nu găsește pentru că
nu există o pernă bună. Uh-huh. Pentru că perna anatomică ajută o zi, două și nu prea. Dacă ne uităm la filme americane, ei n-au o pernă bună, mare, mică, uh-huh. au mai multe pernuțe. Aha. Și atunci, dintr-o zi dorm cu una, dintr-o zi nu convine, dorm cu trei, a patra așa zi... e bine să facem? Da. De ce? Pentru că o zi sunt mai obosit, o zi am muncit mai mult, o zi am fost relaxat. Aha. Deci nu te culci fiecare zi cu aceeași stare. Bun. Zi-mi, te rog, ce sfaturi le dai pacienților, pentru că ei te întreabă ce să fac sau cum să nu mă aplec, cum să mă ridic din pat, ce să fac ca să n-ajung la durerea asta? Nu, mai mult pacientul, după ce se simtă din ce în ce mai bine, începe să întreabă cum se întreține starea aceasta bună. Da. În primul rând, să facă mișcarea. Orice uh-huh. mișcare. Tot timpul întreabă ce sport sau un set de exerciții. Nu există. Nu există niște exerciții pentru spate? Că am văzut pe internet exerciții pentru întâlnirea spatelui. Pentru că totul ce facem noi la sala de sport se referă la mușchi mari și superficiale. Biceps, triceps, abdomen. Okay. Noi vorbim de mușchi paravertebrale, unde nu poți să pui halteră, nu poți să așezi... Orice faci, intră acolo. Și de aia eu explic la pacienții să facă orice mișcare. Bodybuilding, inot, deci dansuri populare. Deci dacă merg la sală e bine? Pentru spate. Dacă îți place, da. Dar pentru spate. Mie îmi place. Dar pentru spate? Da, dar cu bun simț, uh-huh. nu de forțat, dar să fie o singură regulă și la toată lumea, și la o pensionară, și la un sportiv. Nu se ridică cu o mână. Nu greutate. Da, deci tot timpul întreabă pacienții mai în vârstă ce greutate am voie să car. Da. Eu explic, în loc de cât se ia 3 kg dintr-o mână, mai bine câte 4 în fiecare mână. Uh-huh. Pentru că discul are rezistență, corpul vertebral are rezistență. De fapt, ce ne deranjează? Dezechilibru. Uh-huh. Din momentul când corpul este dezechilibrat, atunci atinge nervul. Ok, deci fiecare, de exemplu, dacă am de făcut un exercițiu cu o halteră, iau două, da? În fiecare mână. Și ca de ridicat cu picioare, nu cu spatele. Și cum adică? Corpul drept. Da. A ridicat. Aha. Ok, nu mă aplec. Și atunci nu există inclinarea, da. Ok. Tată, mai am o întrebare. E adevărat că după chiroterapie pacientul reușește să se înalțe, să crească în înălțime cu 2-3 cm? De fapt, dacă măsurăm într-adevăr, are da. Plus 2-3 cm, okay. dar nu crește, de fapt uh-huh. recuperează ce pierde. Cum pierde? Dacă deranjează discul intervertebral pe nerv, corpul nostru simte durere, simte disconfort și atunci începe să scapă prin îndepărtarea vertebrei de vertebră okay. și atunci scade compresie și omul simte un pic mai comod. Deci, practic, de asta și... ne cocoșăm. Practic, începem să ne cocoșăm pentru că noi fugim de acea durere și compensăm poziția... E compromisul dintre durere și poziție. Și okay. atunci, din momentul când se reașează, corpul înțelege că mult mai convenabil să stea drept. Aha. Plus scapă de taseri și atunci, pur și simplu, recuperează ce a pierdut. Bine, tata, mulțumesc pentru tot ce ne-ai explicat astăzi. Și mulțumesc că ai venit la emisiune.